Компания Plastal este unul din cei mai mari producători de uși ferestre PVC din Republica Moldova. Este înființată în anul 2003. Pasiunea de verificație a venit din Statele Unite, când acolo am locuit, am activat în alt domeniu. Ne-am îndrăgostit în vinuri acolo și am hotărât să întoarcem acasă. Am investit în viața de vie, în vinărie, în afacere. Grație dezvoltării furtunoase a companiei noastre, care are un utilaj de performanță, anul acesta am hotărât să ieșim pe piețe externe. Și proiectul PAC foarte mult ne-a ajutat cu un suport financiar. Vinurile acestea sunt produse și pentru export și pentru piața locală. Sunt vinuri de gamă Horeca, unde practic suntem mai mult vânduți în magazine de vinuri specializate și restaurante. Procedura nu este complicată, doar trebuie să aplici o îndeplinire de formulare și nu este așa de greu. Datorită proiectului PAC am putut implementa o serie de proceduri datorită cărora să putem ne putem lansa pe piața externă. Cu ajutorul financiar de la PAC, noi am făcut un rebranding la companie, am elaborat o etichetă nouă, site-ul. Am realizat un brand book, un lookbook, am lansat un site e-commerce, o platformă internațională, plastalshop.com, unde partenerii noștri din Europa vor găsi tot suportul informațional ce ține de activitatea companiei noastre. Această platformă este realizată în 6 limbi internaționale, datorită cărora noi credem că vom găsi mai mulți clienți pentru afacerea noastră. Datorită proiectului dat, deja am făcut exportul în 6 țări, cum ar fi Italia, Franța, Irlanda, Canada și Grecia. Foarte mult s-a lucrat la imaginea companiei, s-au realizat foarte multe spoturi video, materiale promo. După ce noi am schimbat eticheta și am făcut un rebranding, lumea foarte tare apreciază. Datorită proiectului ameliorarea competitivității, am acumulat 7000 de fani pe rețele de socializare, am făcut marketing și remarketing pe diferite platforme sociale.